Ce fac românii când afară stă să plouă? Merg la mol. Și merg la mol cu o mașină nou-nouță, mare, spațioasă, numai bună, de cărat, toate cumpărăturile. Siglă de Renault? Păi nu e Docker? No. Dar dacă începeam acest walk-around cu cheia, așa, ați fi zis, ce Dacia este asta? Și uite așa unghiul ăsta aici blurat. Dacia Docker? Noul Docker? Nu. Renault Express. Construit la fabrica din Maroc. Înlocuiește Dacia Docker. Da, mai poți să cumperi Dacia Docker acum în România, sunt doar mașini pe stoc. Dar la nivel de grup s-a decis că utilitarele ușoare trec sub tutela Renault. Și nu puteau să facă Renault Docker, așa că au creat o nouă mașină. Aceasta este cea mai nouă și mică și accesibilă utilitară ușoară din grupul Renault. Renault Express. Uite, sigla Renault. Siglă Renault și pe capacele astea frumoase pe 15. Avem și în spate, uite, siglă Renault, uite, Renault Express. Și la interior, uite, Renault Express. Ah. Bun, astea sunt originale, dar trebuie schimbate. Renault Express cu preșuri de Docker. Poziționat deasupra lui Renault Express este desigur Kangoo, oferit în două variante. Renault Express este doar o utilitară ușoară de 4,39 metri lungime, pe care poți comanda desigur ușculisante pe ambele părți și cu geamuri, dar rămâne o utilitară ușoară. Ușa culisantă pe dreapta. Este cea mai mare din segment, cea mai mare lățime, 71,6 cm. Cea mai lată ușă culisantă pentru utilitarele ușoare mici. Opțional, aici poți să ai geam. Ușile asimetrice spate sunt și ele opționale. Motorizările sunt 1.3 benzină, 100 de cai, sau 1.5 diesel, 75 de cai, sau cum este acesta, 95 de cai. Asta e vârf de gamă, 240 Nm cuplu motor maxim. Foarte multe elemente pe care le vedeți pe această mașină sunt opționale, cum ar fi podeaua asta din material plastic, cumva aderent, protecție. Poți să comanzi și lemn și tot ce știți în principiu de la utilitarele ușoare de la Kangoo, poți să comanzi pe mașina asta. Tot ce știți de la Docker, nu? Prețul de pornire pentru această versiune este de puțin peste 15.000 de euro cu TVA, dar ce vedeți aici? O să ajungem imediat și la listele de prețuri, costă vreo 17.000. Dacă îți comanzi această configurație pentru spațiul de depozitare, era să zic por bagaj, ai 1,91 metri lungime. Poți să transporti până la 650 de kg cu dieselurile sau până la 780 de kg cu benzina. Acolo vine a doua ușă culisantă, cu ușă culisantă stânga, cu sau fără geam. 190 de euro costă fără geam extra. Poți să comanzi zona din dreapta de aici, din partea scaunului, poți să elimini scaunul și să comanzi un grilaj. Se poate deschide și poți să bagi obiecte lungi de 2,36 metri lungime. Da? Dacă acolo avem grilajul care se poate plia așa spre șofer.
Această nuanță de albastru costă extra 450 de euro. Este Bleu Iron. Bleu Iron. În franceză. Bun. Fața complet redesenată. Avem faruri duale, zic cei de la Renault, adică avem lumini de rulare pe timp de zi cu LED și faruri halogen, care sunt mai strălucitoare ca niciodată pe faza de drum și pe faza lungă. Cum vi se pare că arată noua Dacia, noul Renault Express? Vă aștept în comentarii. Bun, fiți atenți. Habitaclu, cabina, cum vrei să-i spui, are un volum record în segment pentru spațiile de depozitare. Aproape 48 de litri. Din aceștia avem acest spațiu de aici, 21,8 litri, ajung imediat la el. Mai avem apoi aici zona de încărcare pentru telefon. Avem priză normală, două USB-uri. Mă rog, plasticul ăsta ar fi bine să ai o fusă ca să nu zgârii complet telefonul. Aveți și aici un spațiu de depozitare, da, măscuța. Dacă mașina nu are airbag pentru pasagerul din dreapta, mai e și aici un spațiu de depozitare. Avem și aici pentru hârtii, desigur. Torpedoul este generos. Bun. Aici, ca să vezi ce ai depozitat. Și ajungem la prețuri. Fiți atenți ce nebunie aici. Începem de la 12.950. Da, sunt două echipări, generic și confort, 15.150 plus opționale. Mai bine intri pe configurator. Da, deci, da, opționale, e și printat mic, dar totuși. Complicat, foarte complicat. Și e complicat pentru că mașina e făcută pentru a fi cumpărată cât mai basic, adică gen o dubă, niște faruri, geamuri care se deschid, locul de depozitare și cam atât. Și dai cât mai puțin posibil și ți-ai luat o dubă. Dacă vrei, poți să o faci de 20.000 de euro. Nicio problemă. Bun, avem și sistem de SOS cu apel de urgență. 250 de euro costă extra acest sistem audio, dar poți să pui și Arlink. Avem aici spațiul ăsta. Sunt două versiuni, 400 și 550 de euro. Era să zic cai. Numai la cai putere mă gândesc. Verificare funcții control. 95, 240 de newton. Exclusiv manual. Da? Avem ce ne interesează aici. Asta și asta. Și prizele de încărcare de aici. Ne mai trebuie un suport de telefon. L-am văzut pe lista de opționale. Era vreo 30 de euro. Probabil integrat frumos pe aici. Și asta a fost. Climatizarea. Aer condiționat, costă și este una dintre cele mai scumpe opționale. Avem foarte multe sisteme de asistență șofer anunțate pentru acest model, totul este să le comanzi. Mod eco, închiderea, sistemul start-stop. Cât consumă? Păi atât am parcurs eu acum până la filmare, mașina are 200 de km, 199, am mers 30 de km prin oraș, 7.2, mașina, repet, este nouă, am mers cu aerul pornit, 7.2, 95 de cai DCI-ul.
Există și opțiunea de a comanda un fel de control al tracțiunii mai avansat pentru puntea față, să-ți alegi pe ce suprafețe mergi cu mașina, un fel de grip control. Asta merită doar dacă folosești mașina asta pe drumuri de munte, acest Renault Express pe drumuri de munte. Una dintre dotările voastre preferate. Și acum hai să vedem farurile. Cum vi se pare că arată acest interior pentru o utilitară de 15.000 de euro? Pentru că în principiu opționalele pe care le-am zis de vreo 2.000 de euro de pe mașina asta, nu mă vopseaua, da, e vreo 450, radio 250. În principiu ăsta interiorul la mașina de 15.000 de euro. Cum vi se pare? Luminile de rulare pe timp de zi, halogenul, LED și halogen, noua invenție. Pentru mașină accesibilă de transport marfă. Mă rog, dacă te supără copiii, poți să-i bagi și pe ei acolo. Asta a fost o glumă. Nu băgăm copiii aici, nu este safe. Pentru străduțe. Dar consumul cum vi se pare? Aștept să îmi spuneți în comentarii și să vorbim mai multe despre utilitarele ușoare. Aceste vehicule care mișcă lumea, stânga, dreapta, sus, jos. Acesta a fost Renault Express. O nouă generație de utilitară, ușoară, foarte accesibilă, având în vedere prețurile actuale, din grupul Renault, Nissan, Dacia, etc. Renault Express.